Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Viață în Armonie. Iată că astăzi suntem din nou împreună cu prietena noastră care vine cu îngerii și este vorba de Ana Cătinean, dar de data asta este făcută emisiunea online pentru că ea n-a putut să vină la Piatra Neamț. Însă este binevenită și așa, prin intermediul internetului, și spunem bine ai revenit la emisiunea noastră, Ana. Bine v-am regăsit, dragilor, bine te-am regăsit, dragă Gina. Îmi place ea ta, este foarte frumoasă, s-o port sănătoasă, este minunată și minunată e și tu arăți foarte bine, luminoasă. Astăzi este într-adevăr o zi specială și toți suntem luminați, frumoși și încărcați cu energie pozitivă, bună și frumoasă. Mulțumesc frumos, Gina! În câteva zile sărbătorim și ziua ei și atunci nici nu se putea o zi mai frumoasă decât asta să ne găsim din nou. Așa cum aranjează de fiecare dată Dumnezeu lucrurile, ne găsim numai zile de sărbătoare. Trebuie să spunem telespectatorilor noștri că emisiunea este făcută în cea mai lungă zi a anului și eu și Coana suntem născute amândouă în aceeași zi, în aceeași lună. Așa că în curând va fi ziua noastră, iar ziua ei este după ziua noastră, adică pe Sânziene, în data de 24. Minunata data de 24 iunie, în care sărbătorim și ziua nașterii Ioan Botezătorul și în care, într-un loc foarte special din această lume, pe data de 24 iunie s-a arătat Fecioara Maria, adică la Medjugorje. Este un loc în care eu am fost acum câțiva ani de zile și care îmi doresc din toată inima să reajung și să duc și oamenii acolo, pentru că este un loc cu adevărat sfințit de Sfânta Fecioară Maria. Deci, cumva, pentru noi ziua aceasta de 24 iunie înseamnă extraordinar de mult. Plus că în această zi, acum câțiva ani de zile, Dumnezeu a hotărât să mă trezească, este și ziua trezirii mele spirituale, așa că pentru mine această zi este extrem de importantă, cu foarte multe semnificații. Și cum nimic nu este întâmplător, toate au un rost în viața asta. Acum vreau să îmi spui, să ne dezvălui subiectul pe care vrei să-l discutăm și să-l dezbatem în emisiune, pentru că e un subiect frumos tare. Astăzi vreau să aduc din nou în discuție tema îngerilor și arhanghelilor, dar dintr-o altă perspectivă. Acum câteva luni de zile la tine în emisiune am venit și am anunțat o tabără care a fost extraordinar de bine primită de oamenii care au fost acolo, în care ne-am întâmpinat foarte, foarte multe daruri aduse pe sufletul fiecăruia, atât de îngeri, de arhanghel, cât și de Maica Domnului și de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am avut parte de meditații extraordinare, am avut parte de daruri extraordinare, dar un subiect pe care vreau să-l aduc cumva în atenția oamenilor este faptul că este cumva timpul și este necesar ca atunci când invocăm îngerii, arhanghelii, pe Maica Domnului sau orice altă entitate de lumină, să le facem spațiu în viața noastră. Mulți dintre noi facem diverse rugăciuni, facem diverse acatiste și mulți dintre noi ne întrebăm oare de ce nu se întâmplă lucrurile pe care le cerem. Și cumva, din interiorul nostru, suntem cei care blocăm aceste daruri, aceste lucruri să se manifeste, pentru că avem diverse credințe limitative. Una dintre marile credințe limitative este că nu merităm. Dragilor, vreau să vă spun așa, noi toți merităm atât iubirea Tatălui, cât și iubirea Maicii Domnului, cât și ajutorul îngerilor. Doar că un pic de noi depinde dacă ne și dăm la o parte ca și miracolele lor să se manifeste în viața noastră. Cumva am crescut în această sintagmă că suntem nevrednici și că suntem neputincioși. Dar cred că cumva este timpul să dăm toate lucrurile astea deoparte, motiv pentru care am pregătit un program online pe care îl voi desfășura pe mai multe săptămâni, în care să stăm mai mult în această energie angelică, în care să descoperim care ne sunt limitările și de fapt de ce nu primim ceea ce cerem. Pentru că foarte mulți dintre noi facem rugăciuni, poate chiar zilnice, și cu toate astea lucrurile nu se întâmplă în viața noastră așa cum am vrea. Și am descoperit de-a lungul timpului că cumva ceva din interiorul nostru opresc ca aceste daruri să se manifeste în plan fizic. Fie ele daruri fizice sau daruri spirituale, că nu ne referim neapărat la darurile fizice, deși astea contează și ele foarte mult. Dar cumva din interiorul nostru blocăm manifestarea și este bine ca toate lucrurile astea să le conștientizăm și să le putem curăța, ca mai apoi darurile Tatălui și darurile tuturor îngerilor să se manifeste pe deplin în viața noastră și să avem pe deplin viața pe care ne-o dorim, pentru că din cunoașterea mea, Tatăl chiar asta dorește pentru noi.
Așa este și îți mulțumim că vii și ne ajuți să înțelegem lucrurile astea și mai mult decât atât să ne și înveți cum să facem ca toate dorințe, mă rog, toate, ce consideră Doamne, Doamne, că e bun pentru noi să se împlinească. Rugăciunea contează foarte mult locul din care ne rugăm. De cele mai multe ori ne rugăm din lipsă, ne rugăm din disperare și recunosc că și eu am fost și încă mai sunt câteodată în aceste zone, doar că suntem pe o frecvență foarte joasă atunci când ne rugăm din lipsă, nu considerăm că ceva nu avem. În realitate, noi suntem suficient de abundenți și dacă stăm să ne uităm în jurul nostru cât abundență există cu adevărat și dacă stăm să o recunoaștem, am vedea că de fapt nu ne lipsește nimic. Am crescut foarte mulți dintre noi în tot felul de lipsuri materiale și atunci cumva considerăm că această lipsă este firească în viața noastră. Din toate descoperirile pe care le-am făcut până acum, am descoperit că rugăciunea de mulțumire este cea care face minuni, adică să mulțumești ca și cum lucrul de acela pe care ți-l dorești este deja împlinit. În momentul când ai făcut asta, înseamnă că ai o credință plină în Dumnezeu și înseamnă că ai acea credință care te va ajuta să manifesti ceea ce îți dorești. Indiferent că este pe partea de sănătate sau orice alt lucru material pe care ți-l dorești. Cel mai important și cel mai important este să mulțumești ca și cum el deja este deja împlinit, este deja făcut, urmează doar să se manifeste pe pământ în forma divin potrivită pentru tine. Da, deja discutasem, dacă mi-aduc aminte, și în emisiunea trecută cu tine și lucrul acesta este repetat de câte ori am ocazia. Iisus Hristos în Biblie scrie foarte clar: rugați-vă mulțumind ca și cum ați avea deja. Deci ce vrei mai mult de atât? Așa este, Gina, doar că în momentul în care înlocuim acel te rog pe care îl obișnuim noi cu mulțumesc, în primul rând că ne schimbăm noi vibrația, ceea ce contează extraordinar de mult. Pentru că contează foarte mult dacă te rogi din frică sau dacă te rogi ca și cum deja lucrul acela s-a întâmplat. În momentul în care ai lansat rugăciunea, este bine ca pe parcursul zilelor următoare să mulțumești în continuu pentru acel lucru, pentru ca el să se manifeste. Pentru că dacă tu ai cea mai mică îndoială, acel lucru nu va avea cum să ajungă în realitatea ta, repet, din credințele și din limitările pe care le avem noi ca oameni. Din ceea ce am învățat, din ceea ce am citit, din ceea ce ne-au spus părinții sau orice altă persoană din jurul nostru, și care ne-a adus cumva frică, îndoială, care sunt cumva umane până la urmă, dar este bine să le curățăm ca să putem să manifestăm cu adevărat ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi. Altfel, noi ne punem aceste bariere și noi ne punem aceste ziduri și în interiorul nostru avem diverse credințe limitative pe acest subiect. De exemplu, Ana, în momentul în care vrei să spui: Doamne, ferește-mă de accidente, poți să spui lucrul acesta: mulțumesc, Doamne, că mă ferește accidente? Sau? Eu aș spune în felul următor: mulțumesc, Doamne, că am această zi minunată și perfectă, că mă pun în brațele tale, nu aș mai aduce în discuție că mă ferești de accidente, pentru că în momentul în care tu ai spus că mă ferești de accidente, ție ți este frică de fapt de accidente. Și atunci cumva le atragi, interiorul tău spunând chestia asta, le atragi în viața ta acele accidente. Aș spune mai degrabă: mulțumesc, Doamne, că am o zi perfectă, o zi minunată în care mă încredințez în mâinile tale, în palmele tale și cer ca doar voia ta și doar voia ta să se facă peste voia mea. Și îți mulțumesc, Doamne, că îmi deschizi toate drumurile, că mi-aduci toți oamenii de care am nevoie în viața mea, că mi-aduci toate oportunitățile. Aș evita cumva gândirea asta negativă prin care noi atragem, pentru că dacă cerem acest lucru, înseamnă că este o frică în spatele acestei rugăciuni. Și noi vom manifesta ce este mai puternic. Și dacă este mai puternică frica o vom manifesta într-un fel sau altul. Da. Ideea că se întâmplă foarte mult în viața noastră, până ajungi la a te ruga așa cum spui tu, este nevoie să treci prin anumite niveluri până ajungi acolo, să înțelegi că până la urmă facă-se voia ta, Doamne, în tot și în toate, că exact despre asta este vorba. Acum aș vrea să ne povestești... Da, te rog.
Tacina, așa este și eu am început tot cu această rugăciune de cerere pentru că nu știam altfel. Așa am fost învățată, așa am fost educată, doar că pe parcursul vieții din experiența mea, că eu împărtășesc doar din experiența mea, am văzut care rugăciuni, în primul rând că te apropie mai mult de Dumnezeu. În momentul în care te rogi din starea de lipsă, din starea de frică, ești un pic îndepărtat de Dumnezeu. În momentul în care tu deja mulțumești și deja te-ai pus în brațele Lui și accepti oricare ar fi voia Tatălui, pentru că aici avem o mare, un mare semn de întrebare, cum să acceptăm, că foarte mulți m-au întrebat, cum să acceptăm voia Tatălui, învățăm inclusiv lucrul ăsta, pe parcursul vieții se învață. Păi, ce poți face tu, ca om, împotriva voinței Tatălui? Absolut nimic, doar că de multe ori noi avem așa zisul control și pentru că vrem noi să controlăm lucrurile din ego-ul nostru mare, nu mai lăsăm pe Dumnezeu și pe Îngeri să intervină. De asta insist de fiecare dată, să-i lăsăm pe ei să intervină, pentru că ei întotdeauna știu cum este cel mai bine pentru noi. Corect, corect. Da, aș vrea să te rog să treci dincolo puțin de această barieră pe care ai spus că ne opunem noi oamenii și să mai dai exemple practice cum să procedăm. Păi, hai să spunem că ne dorim un anumit lucru, că ne dorim un anumit job, că ne dorim ceva anume. În primul rând, avem nevoie de claritate. Ce anume ne dorim? Cum să fie jobul respectiv? Cum vrem să fie colegii pe care îi dorim, cum vrem să fie, care vrem să fie salariul, cum vrem să ne simțim acolo, pentru că este foarte importantă starea din care faci acele. Pentru că foarte mulți oameni știm foarte bine că au o anumită sintagmă când se duc la serviciu, nu vreau să numesc aici. Și atunci poate este cazul să schimbăm toate aceste lucruri și să vedem cum putem noi să fim o contribuție pentru oamenii care, spre exemplu, ne intră în magazin sau ne intră în într-un salon de înfrumusețare, dacă lucrați în saloane de înfrumusețare, cum putem noi să fim o contribuție pentru oamenii respectivi? În momentul în care lași pe Dumnezeu să-ți arate cum poți tu să fii o contribuție, vei avea foarte mari surprize. Și îți vor veni exact acei oameni de care tu ai nevoie. Bineînțeles că fiecare pe nivelul lui de evoluție și bineînțeles că fiecare avem lecțiile noastre de învățat, dar în momentul în care toate lucrurile astea, inclusiv jocul acela pe care ți-l dorești, este bine să ai claritate. Cum îți dorești să fie? Schițează-l, pune-l pe o hârtie, schițează-l în mintea ta și vezi dacă asta este ceea ce îți dorești cu adevărat. Pentru că de multe ori nu știm ce ne dorim cu adevărat. Credem că vrem anumite lucruri pentru că așa ne-a învățat societatea, pentru că așa vedem pe anumite rețele de socializare și să fim în rândul lumii. Dar dacă am stat cu adevărat câteva momente în sufletul nostru și am vedea ce ne dorim noi cu adevărat, și ce ni se potrivește cu adevărat, pentru că degeaba visăm la care vers pe pereți dacă lucrurile respective nu se potrivesc în viața noastră, este bine să avem claritate și să stăm un pic cu noi, să vedem, sunt într-adevăr acele lucruri pe care mi le doresc, sunt cu adevărat potrivite pentru mine, după care încredințăm această rugăciune Îngerilor sau Maicii Domnului sau fix lui Dumnezeu Tatăl și spunem că cum ne-ar place nouă, după care ne detașăm de acel lucru. De cele mai multe ori stăm foarte încrângenați și facem foarte multe rugăciuni. De aceea, de cele mai multe ori, acele rugăciuni nu se împlinesc. Pentru că suntem noi foarte atașați. Și pentru că noi lăsăm cale liberă să-i spunem, Doamne, eu vreau jobul ăsta să fie așa și așa și așa, dar facă-se voia ta peste voia mea. Și dacă ăsta este jobul cu adevărat potrivit pentru mine, atunci așa să fie. Dar pentru că noi suntem foarte încrâncenați și vrem doar un anumit par și nu lăsăm pe Dumnezeu, poate el are o variantă mai bună pentru noi. De unde știm noi lucrurile astea dacă noi nu îi lăsăm cale liberă lui Dumnezeu? Doamne, facă-se voia ta, dar să fie cum vreau eu. E așa? Într-adevăr, și în Biblie scrie, toate sunt îngăduite, dar nu toate vă sunt de folos. Deci ce vrea Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu și ce știe El că ne trebuie? Într-adevăr, asta este până la urmă soluția. Abandonul total în mâinile lui Dumnezeu, a Creatorului Universului, și cu siguranță vei fi mulțumit când vei vedea că dacă nu s-a împlinit o dorință, așa cum ți-am povestit eu cu casa pe pământ de lemn, casa de lemn pe pământ, că le-am inversat cuvintele. Iată de ce, pentru că nu sunt pregătită pentru a avea și a putea să îngrijesc o asemenea casă cu pământ, cu tot cum îmi place mie, cu flori mai departe. Iată că știu de ce, mi-a venit răspunsul după ani și ani, dar până să întreb, mi-a trebuit să mă gândesc cu oare de ce
Oare de ce? Acum nu mai pun de mult întrebările astea. De ce? Bun, mergem mai departe. Asta este o întrebare a minții, este o întrebare a egoului, pentru că nu vrem să acceptăm anumite lucruri. Asta nu înseamnă cineva că nu trebuie să avem dorințe. Este absolut firesc să avem dorințe, pentru că suntem oameni și este absolut firesc să-i spunem Tatălui, să spunem Îngerilor ceea ce ne dorim, dar să lăsăm să se facă cum știe El mai bine, că este mai bine pentru noi. Pentru că nu știi niciodată prin ce cale lucrează Dumnezeu, prin ce oameni vine și lucrează Dumnezeu pentru tine. Așa este. Bun. Mergem mai departe și să dezvoltăm subiectul pe care tu îl propusesi la început. La un moment dat spuneai de acele zile frumoase pe care le-ai petrecut în prezența Maicii Domnului și aș vrea să ne mai împărtășești și nouă, pentru că este un subiect într-adevăr frumos. Mai mult decât atât, Măicuța Domnului la un moment dat a transmis un mesaj, n-aș putea să spun prin cine și cum, dar a ajuns la urechile mele că este supărată că noi nu o rugăm și nu îi cerem ajutorul. Iată. Așa este. Mai de mult, adică acum 6 ani de zile, exact acum 6 ani de zile, Maica Domnului m-a purtat pe brațele ei la Medjugorje. Eu până la vârsta aceea nu o cunoșteam, adică știam că este undeva acolo, dar nu o băgam foarte mult în seamă. Iar de ziua mea mi-a făcut acest dar, acest cadou și am ajuns absolut printr-o minune la Medjugorje. Nu aveam banii necesari pentru acest pelerinaj și am cerut ei. Banii au venit în 2 săptămâni de zile. Iar de atunci este prezentă în permanență în viața mea, comunic cu ea aproape în fiecare zi pentru că ador energia ei, este o energie extraordinar de blândă, extraordinar de frumoasă, iar în cadrul taberei pe care am susținut-o acum câteva luni de zile, ea a fost cea care a încheiat tabăra, cu ea am făcut o meditație absolut spectaculoasă, în care a venit și a lucrat pentru noi, pentru inima noastră, pentru ca inima noastră să se deschidă. Și așa cum spuneam acum câteva zile, toți oamenii avem nevoie de foarte multă iubire. Această iubire a ei care vine și vindecă, această iubire a ei care vindecă și spală orice rană, atunci când o chemăm și atunci când îi dăm voie ca ea să vină să lucreze împreună cu noi. Am avut parte de o meditație absolut extraordinară, nu știam nici eu de ce ea vrea să închidă tabăra, pentru că după această meditație cei din tabără am fost în atât de multe lacrimi de recunoștință și de bucurie că am reîntâlnit-o, încât nimeni nu a mai putut să mai vorbească după această meditație, pentru că am primit atât de multă iubire, Gina, din partea ei. Îmi dau lacrimile de bucurie și de recunoștință că am putut să facilitez pentru cei care au fost prezenți, că am putut să facilitez aceste lucruri. Sfânta Fecioară Maria este recunoscută în întreaga lume ca și Regina Îngerilor. Ea este cea care conduce cetele de îngeri și de arhangeli. Și nu numai atât, este recunoscută acolo, în acel sat din Bosnia-Herțegovina, care se numește Medjugorje, ca Regina Păcii. Ea a fost cea care a înconjurat acel sat în timpul războiului. Și este cea care a ferit acel sat. Acum 41 de ani, sunt 41 de ani de la apariția ei și aparițiile ei sunt în continuare vii. În continuare, cei care atunci au fost copii și au primit mesajele Fecioarei Maria, adulți fiind, transmit încă mesajele ei. Și da, așa cum spui tu, Gina, și mie mi s-a transmis același lucru. Te duce Ana pe la toți sfinții și te rog, dar mai puțin la mine. Iar de atunci este prima pe care o chem întotdeauna în rugăciune, pentru că mi este extraordinar de dragă și mi este nu numai dragă, o simt, îi simt prezența ei în permanență în preajma mea și simt cum iubirea ei și mângâierea ei mi-aduc întotdeauna cea mai mare alinare atunci când am nevoie. Și da, într-adevăr, este mesajul pe care mă roagă să-l transmit ori de câte ori am ocazia. Mergeți și la ea și cereți ajutorul în orice situație ați avea din viața voastră, pentru că ea este cea care va interveni grabnic pentru voi, nu degeaba îi se spune grabnic ajutătoare. Ea se roagă în continuare și pentru noi și este bine să vă puneți sub acoperământul ei. Ori de câte ori aveți ocazia, puteți să faceți chestia asta și la începutul zilei și la sfârșitul zilei. Și în mod special să o ajutați, să-i cereți ajutorul în mod special în problemele emoționale pe care le aveți. Ea este cea care vine și vă ajută și vă susține și vă îndrumă pe mai departe cu ceea ce aveți de făcut, cu ceea ce aveți de schimbat în viețile voastre. Și mai ales pentru mămicile care se roagă pentru copiii lor. Da, așa este. Este bine să vă încredințați copiii și nu numai copiii fizici, ci și copiii firmele voastre. Este bine să le încredințați pentru că aceia tot niște copii sunt. În
copiii noștri non-fizici, este bine să le încredințăm în mâinile Maicii Domnului. Orice femeie care își dorește un copil este bine să se roage Maicii Domnului, pentru că am văzut atât de multe minuni în partea asta. Și indiferent că sunteți mame sau tați, pentru că sunteți părinți, puteți încredința copiii în mâinile Maicii Domnului, iar ea de atunci va avea grijă de copiii voștri și ea întotdeauna știe cum este mai bine pentru copiii voștri. Mi s-au transmis de-a lungul timpului multe rugăciuni de către ea pe care le-am încredințat mai departe anumite oameni care au fost în viața mea. Și este una dintre modalitățile mele preferate de a comunica cu ea. Și sunt trimisă în anumite ocazii, în anumite locuri unde să dau mai departe cuvântul ei și să rog mai departe oamenii să se roage ei, pentru că este de un foarte mare sprijin și de un foarte mare ajutor. Drept urmare și programul pe care îl voi susține pe parcursul mai multor săptămâni, ultima zi absolut întâmplător, așa cum a vrut Dumnezeu, data de 14 august va fi ultima zi a acestui program și va fi dedicată exact așa cum a fost și în cadrul taperei, va fi dedicată Maicii Domnului și energiei ei. Ana, n-ai putea să ne spui și nouă o rugăciune aici și acum? Este rugăciunea mea preferată, spune așa: Bucură-te, Marie, cea plină de har! Domnul este cu tine! Binecuvântată ești tu printre femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, toți copiii tăi și pentru toată România, ca noi toți să putem să trăim în pace, în belșug, în prosperitate și în iubire deplină. Și mai presus de voia mea, facă-se voia ta. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Frumos. Frumos, da. Este rugăciunea de rozariu, care se spune în mod special la catolici, dar nu neapărat, este rugăciunea mea preferată. Și în această rugăciune puteți să-i cereți voi, Maicii Domnului, ceea ce simțiți că aveți trebuință, ceea ce simțiți că vă lipsește cumva în viața voastră sau ceea ce simțiți că v-ar fi de un real folos, de un real ajutor în viața voastră. Începuți să-mi vorbești despre proiectul tău de viitor. Acum, cu mai multe amănunte. Da. Am un proiect foarte frumos care se numește Angels Whisper, adică șoaptele îngerilor, pentru că îngerii vin și șoptesc mesajele. Am vrut să schimb acest titlu, dar mi-au spus nu, ăsta este titlul acestui program. Este un program pe care îl desfășor de data aceasta online și nu fizic, care se va desfășura pe mai multe săptămâni, mai precis pe 7 săptămâni, începând cu data de 3 iulie, terminând cu data de 14 august. Ne vom întâlni 3 module la rând, adică pe data de 3 iulie, 31 iulie, 14 august, în care vom discuta și vom medita alături de îngeri, vom învăța partea angelică, fiecare înger cu ce se ocupă și cu ce vin să ne ajute. Vom primi de asemenea darurile îngerilor, pentru că întotdeauna îngerii vin cu daruri. Asta va fi în modulul 1. În modulul 2 vom discuta despre partea de arhanghel și fiecare arhanghel cu ce vine să ne ajute și de asemenea vom primi darurile lor. Iar ultimul modul este dedicat, așa cum am spus, Maicii Domnului, dar și energiei cristice, energiei Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și vreau ca acest program să fie un real ajutor și folos în viețile oamenilor, nu doar pentru a afla despre îngeri și de arhanghel, dar și pentru a vedea de ce totuși nu primim, după atât de multe rugăciuni, de ce nu primim darurile lor. Vreau să lucrez cu foarte multe întrebări concrete, cu întrebări de jurnalizare, care să ajute pe oameni să conștientizeze ce blocaje au, de fapt, în viața lor și de ce nu se întâmplă acele lucruri pe care le cer. Foarte mulți dintre noi avem atât credințe limitative, cât și sentimente de vibrație joasă, cum ar fi rușinea, cum ar fi vina. Ne simțim vinovați pentru anumite lucruri și atunci, ca să mai spun de frică, și atunci cum să primim noi ceea ce cerem dacă noi avem aceste sentimente, dacă noi avem aceste stări joase. În afară de aceste întâlniri pe care le vom avea, vom avea câte o întâlnire în cursul săptămânii în care vom susține împreună cu energia îngerilor, vom susține curățarea acestor tipare, acestor limitări, astfel încât la sfârșitul programului să fim mult mai deschiși, mult mai luminoși și să invităm de fiecare dată îngerii și arhanghelii să vină în viața noastră și să ne ajute în mod concret, în mod fizic, cu ceea ce avem nevoie.
Programul acesta va fi desfășurat online de data aceasta pentru a da posibilitatea tuturor oamenilor de pe planetă să ne conectăm împreună cu îngerii și arhanghelii. Nu vom mai fi condiționați așa cum am fost condiționați în tabără de doar de un anumit loc și puteau veni doar oamenii din România. De data aceasta, acest program va fi pentru toată lumea de pe întreaga planetă, așa că toți cei care vreți să vă conectați cu energia îngerilor, arhanghelilor, a Maicii Domnului și a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vă aștept cu toată iubirea în acest program, pe care îl simt foarte transformațional, pentru că energia îngerilor și arhanghelilor este atât de frumoasă, dar totodată atât de puternică, încât poate că este necesar să intrați în acest program pentru a face anumite schimbări în viața voastră, schimbări care întotdeauna sunt spre binele vostru cel mai înalt. Ana, poate ne poți spune câteva lucrușoare așa micuțe din bucătărie. Să vă spun câteva lucruri. În primul rând, vom lucra cu Îngerul Păzitor. Îngerul Păzitor este cel mai aproape de sufletul nostru și este cel care în fiecare dimineață și în fiecare seară abia așteaptă să-l salutăm. Eu am obiceiul ca atât dimineața cât și seara să-mi invoc echipa mea de lumină, nu doar Îngerul Păzitor, ci întreaga mea echipă de lumină. Și așa cum cred că vă spuneam și în emisiunea trecută, eu peste tot merg cu ei. Că merg la cumpărături sau că creez un proiect sau că fac de mâncare, întotdeauna sunt cu îngerii mei de lumină. Mi se pare atât de frumos și atât de fain să lucrez cu ei în orice domeniu al vieții tale. Nu trebuie să te raportezi la ei doar ca niște îngeri care sunt acolo undeva sus în cer, ci ei sunt chiar aici și chiar sunt lângă tine. Și dacă îți vei da voie, îi vei și simți la un moment dat. Totul se face cu practică și cu exercițiu, dar vă ghidez ca în fiecare dimineață și în fiecare seară să-l chemați pe Îngerul vostru Păzitor, să-l rugați să vă învelească în aripile lui foase, pentru că îl veți simți. Cu cât faceți mai mult acest lucru, acest exercițiu, cu atât straturile pe care le tot avem noi de dat deoparte, adică acele credințe limitative, cum să fie un înger lângă mine. Da, dragii mei, acești îngeri minunați sunt în permanență lângă noi și chiar dacă nu-i vedem, asta nu înseamnă că ei nu există lângă noi. Dați-vă voie să-i simțiți, dați-vă voie să îi rugați să intervină în viața voastră, dați-vă voie pur și simplu să lucrați împreună cu ei, să devină cei mai buni prieteni. Pentru mine de foarte mult timp ei au devenit cei mai buni prieteni și îi las întotdeauna să mă conducă și să mă ghideze. Puteți ruga Îngerul Păzitor dimineața să vă ia de bună și să meargă cu voi acolo unde aveți treabă, unde aveți de rezolvat treburi. Puteți ruga Îngerii să vă elibereze calea, că poate în acea zi sunt anumite obstacole în calea voastră. Puteți pur și simplu Îngerii voștri să-i rugați să dea la o parte acele obstacole. Spre exemplu, eu atunci când mă duc la bancă sau când mă duc într-o instituție, rog ca să se elibereze acel loc, ca să nu stau la coadă. Mie nu-mi place să stau la coadă. Și atunci rog Îngerii și aproape de fiecare dată acest lucru se întâmplă. Rog Îngerii să meargă cu mine la cumpărături. Rog Îngerii în absolut toate situațiile din viața mea să intervină în viața mea și am învățat să le dau spațiu. Adică nu-i mai conduc eu pe ei, nu le spun eu cum să mă ajute, eu doar îi rog să mă ajute așa cum este divin potrivit pentru mine. Și le las acest spațiu, pentru că am făcut ordine în gândurile și simțirile mele și am avut foarte multe credințe limitative și m-am considerat nevrednică de ajutorul lor și de ajutorul lui Dumnezeu. Dar cumva am realizat că dacă eu nu le las spațiu, nici minunile nu au cum să apară în viața mea. Și atunci ceea ce vă ghidez este să le dați pur și simplu acest spațiu în viața voastră. Și dimineața la trezire și seara la culcare, să rugați îngerii să vă cuprindă în brațele voastre. În primul rând, îngerii păzitori care sunt cei mai aproape de voi. Spune-mi, te rog, asta e o curiozitate de-a mea, m-ai adresat întrebarea asta și altor persoane. Persoanele care pleacă, dragi nouă, care pleacă de lângă noi și se mută în altă dimensiune, pot deveni îngeri? Îngerii noștri? Perspectiva mea nu. Pot fi ghizi de lumină, ceea ce este altceva, ne pot ghida de acolo, dar nu îngeri. Îngerii sunt acele ființe de lumină care sunt extensia lui Dumnezeu, exact cum suntem noi, doar că ei au alte calități, ca să spun așa, și sunt veniți lângă noi pentru altceva. Cei care pleacă dincolo ne pot fi ghizi de lumină. Pot să fie bunicii noștri, pot să fie din cei apropiați sau pur și simplu putem să nici nu-i cunoaștem pe cei care ne sunt în echipa noastră de lumină. În echipa noastră de lumină nu avem doar îngeri. Putem să avem îngeri, putem să avem arhangheli,
putem să avem alte entități, alte conștiințe de lumină care se numesc maestri înălțați și care sunt acele conștiințe de lumină care au fost și care au trăit pe pământ, cum este și Iisus Hristos, cum este și Maica Domnului. Sunt și multe alte entități de lumină și pot fi și aceste spirite care au plecat în lumea de dincolo, fie că îi cunoaștem sau nu, și care ne devin ghizi de lumină. Mi s-a întâmplat la un moment dat ca într-o citire să apară bunicul meu și nu am știut că el este un ghid de lumină pentru mine, bunicul meu din partea tatălui, și nu am știut că el este printre ghizii mei de lumină. Așadar, ei pot fi cu voia Tatălui, pot deveni ghizii noștri de lumină pentru misiunile pe care le avem în următoarea perioadă sau pe parcursul vieții și ne pot fi profesori de acolo din lumea de dincolo. Din perspectiva mea, nu pot deveni înger, ci doar ghizi de lumină. Ne pot ghida și ne pot ajuta și ne pot susține cu energia lor, pentru că ei fiind acolo într-un alt plan, știu mai bine și văd mai bine anumite lucruri pe care noi aici pe pământ să nu le vedem. Bun, atunci te rog să-mi spui cum îți dai seama că ei sunt, tu ai spus că ai făcut o lucrare și ți-a apărut bunicul tău care este ghidul tău spiritual. Acum, cei de rând, oamenii obișnuiți, cum poți să-și dea seama că au și ei sau sunt ghidați spiritual de anumite persoane care au plecat? În primul rând îi poți simți. Asta este un mare dar pe care l-avem noi, clar simțirea. Poți simți acea entitate de lumină lângă tine, poți simți acel om, acel spirit care a fost lângă tine, dar nu știu dacă este neapărat nevoia asta, este mai degrabă o nevoie umană să știm cine este acolo, dincolo. Noi acum avem foarte, foarte mulți ghizi de lumină, de ordinul poate zecilor, poate chiar și mai mult, poate sute de ghizi de lumină. Nu știu dacă este neapărat important să știm asta. Putem să întrebăm pe Dumnezeu și s-ar putea să și primim semne. Pentru că noi întotdeauna atunci când cerem, știm foarte bine că îngerii lucrează prin semne. Și poți să vezi numele persoanei respective, spre exemplu, să vezi deseori acel nume. Și să-ți dai seama că acea persoană care ți-a fost ție dragă să fie printre ghizii tăi de lumină. Cel mai important este să avem încredere în ceea ce simțim noi, pentru că întotdeauna ceea ce simțim noi, pentru noi este adevărat. Iar dacă tu ai această nevoie de a te alina, de a te mângâia faptul că acea persoană este lângă tine, pur și simplu poți să ceri lui Dumnezeu: Doamne, vreau să știu dacă acest lucru este cu adevărat real sau nu. Și ți se va revela în timpul divin potrivit și în modul divin potrivit. Pentru că, da, foarte mulți dintre noi vrem să vedem îngeri, dar știți cum este? Ai grijă ce dorești. Da, corect. Ana, eu sunt una din persoanele privilegiate vis-a-vis de lucrul ăsta, pentru că Andrei e lângă mine mereu și știe tot. Și de când am aflat lucrul ăsta și am început să comunic cu el, m-am liniștit foarte tare. Lucrul ăsta este valabil și pentru foarte multe persoane care au aparținători plecați. Copii, părinți, nu știu, soț, soție, și de multe ori mă întreabă cum de sunt atât de puternică. Iar eu le-am răspuns întotdeauna că Dumnezeu îți dă puterea asta, în primul rând, iar în al doilea rând, faptul că îi știm că sunt lângă noi, ne liniștește. Adică eu m-am liniștit, eu nu mai plâng, eu știu că e lângă mine, nu este fizic, dar este. Și îmi și arată lucrurile astea. Așa, când am venit la servici și mi-a arătat două pene. Una gri și una neagră. Zic, ce vrei tu să-mi spui acum că cu pana aia neagră? Că plouă după amiază, nu? Da, așa este și am vrut să specific lucrul ăsta pentru persoanele care mă întreabă mereu cum comunicăm cu aceste suflete plecate. Sunt mai multe variante, dar atenție, din câte știu eu și din ceea ce am vorbit cu persoane cu care sunt în temă cu lucrurile astea, nu oricărui suflet plecat este permis să ia legătura cu cei de pe pământ. Am dreptate? Așa este, așa este. Nu sunt în temă cu acest lucru. Aceste lucruri le fac cei care se numesc mediu. Eu nu fac aceste lucruri, nu știu să povestesc despre lucrurile astea, însă știu că dacă Dumnezeu îngăduie acest lucru, acel mesaj va ajunge la tine. Dar ce este cel mai important, Gina, este cumva la fel ca și la rugăciune, să ne detașăm de acel lucru. Pentru că mesajul întotdeauna știe Dumnezeu cum este mai bine să ajungă la tine.
Noi, cu mintea noastră umană, considerăm că poate să ajungă într-o cale sau alta, dar bine să lăsăm pe Dumnezeu să ne arate El care este acea cale potrivită prin care acel mesaj să ajungă la noi. Uite, mie mi se întâmplă, și nu mai mie, sunt convinsă că multor persoane li se întâmplă lucrul ăsta, să văd ceasul, ora de la ceasul electronic, cu ori 10 și 10, ori 10 și 01, ori oglindă, ori repetitiv. Deci consider că astea sunt mesaje de la îngeri. Și tot timpul spun, nu știu ce spuneți voi, dar eu vă mulțumesc, îngerașii mei. E bine să le mulțumim, Gina, pentru că este clar că ești conștientă că ei sunt lângă tine. Asta este primul aspect. Opriți-vă acolo unde sunteți, că vedeți pene pe cer. Mie de cel mai multe ori mi se arată pene pe cer, inimioare pe cer. Nu numai cifre repetitive, dar și inimioare, tot felul de semne. Mă opresc și mulțumesc și mă umplu de recunoștință, pentru că, în primul rând, asta este primul semn că îngerii sunt lângă tine. În al doilea rând, următorul pas pe care poți să-l faci este să întrebi ce vreți să-mi comunicați, ce am nevoie să știu de la voi. Și seara, acasă sau când puteți voi, opriți-vă un pic și respirați profund și așezați-vă în tihnă în voi și puteți să chemați îngerii într-o meditație în care să vă spună ceea ce au de spus. Important este noi ca Gina să ne liniștim mintea, pentru că atunci când noi avem o minte agitată, nu putem să înțelegem ceea ce vor îngerii să ne transmită. Mintea noastră fiind destul de jucăușă și destul de agitată pe parcursul zilei și fiind cu foarte multe treburi, neglijăm de cel mai multe ori mesajele îngerilor sau nu pot ei, datorită faptului că noi suntem foarte agitați, să ajungă la noi. De aceea și acest program a vrut să se numească Angels Whisper, adică mesajele care vin șoptite. Îngerii șoptesc mesajele, nu le strigă în gura mare, deși poate câteodată le mai vin și le strigă în gura mare, gen vezi un panou de publicitate care îți transmite foarte clar un mesaj sau vine o persoană și îți transmite un mesaj. Dar ca să putem să percepem mesajele îngerilor, este necesar să fie liniște în mintea noastră, în sufletul nostru, ca ei să poată să vină să dea acele mesaje, să ajungă la tine acele mesaje care sunt cu adevărat potrivite pentru tine. Și le poți cere acest lucru ca mesajele să fie foarte clare. Uite, Ana, eu am pe telefonul meu mi-a trimis cineva o carte, cartea lui Dorin Virtue, cu numere de îngeri 101. Am semnificația numerelor 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4 și altor secvențe de numere. Deci există această carte și eu, în momentul în care mie mi-apare pe telefon, când văd acea oră repetitivă, eu știu că este un semnal și atunci mă uit pe telefon să văd ce a însemnat 12, de exemplu, și 21, pentru că fiind în oglindă sunt două numere care diferă. Și primesc acel răspuns la întrebările pe care mi le adresez eu mie vis-a-vis de ceea ce vor îngerii să-mi spună. Deci există această carte și pentru telespectatorii noștri, dacă au aceste primesc aceste mesaje, e foarte frumos și foarte bine dacă pot să-și procure această carte și să-și găsească răspunsurile acolo. Într-adevăr, pentru mine aceste mesaje de la îngeri sunt încurajatoare și sunt de multe ori și avertismente, pentru că să ai grijă că, să fii atentă că, și e un lucru mare să te atenționeze cineva. Este, așa cum am spus de foarte multe ori, vin și șoptesc mesajele astea, dacă tu nu ești atent, vin și ți le dau din ce în ce mai agresiv, cu glimele de rigoare, din ce în ce mai mult să-ți atragă atenția asupra unui lucru, dar așa cum am spus de fiecare dată, tu ești cel care iei deciziile. Îngerii vin și-ți comunică, tu ești cel care acționezi într-un fel sau altul, pentru că ai liber arbitru total și vin să spun anumite lucruri, dar depinde de tine ce vei face cu acel mesaj sau nu. Ceea ce spuneai tu despre această carte, așa este, o am și eu, am răsfăit-o de foarte, foarte multe ori, doar că de multe ori intru în interiorul meu pentru a comunica, îmi fac liniște în minte pentru a comunica cu îngerii, pentru că în afară de acel text care este scris în carte, cu siguranță că ei au să-ți comunice mai multe lucruri. Și atunci este bine ca mintea ta să se liniștească, ca ei să poată să vină să-ți șoptească aceste
aceste mesaje. E practic o meditație, dacă vrei, în care pur și simplu îți pui atenția pe respirația ta și îți poți invita îngerul tău păzitor sau orice fel de altă entitate de lumină cu care tu rezonezi să vină să comunice cu tine. Dar asta după ce ai făcut această liniște în tine și ești sigur că nu comunici cu mintea ta sau cu altă parte din tine. Pentru că în momentul în care liniștea este tăcut, în momentul în care s-a lăsat liniștea în mintea ta, poți și ei să vină să comunice într-un final cu tine. Pentru că tot e vorba de proiect, acum am să te rog să ne spui unde poți fi găsită și amănunte despre tot proiectul ăsta pe care l-ai tu de făcut. Pagina mea se numește Mesaje din Lumină. Acolo este pagina unde mă găsiți pe mine, acolo este pagina unde postez rugăciunile pe care le primesc prin ghidare divină și tot ceea ce mai primesc eu prin ghidare divină să postez. Acest program este desfășurat pe mai multe săptămâni, este desfășurat de pe data de 3 iulie până pe data de 14 august. Ne vom întâlni duminica, am ales ziua de duminică pentru că toată lumea este disponibilă duminica și am făcut în așa fel încât să fie ușor pentru toată lumea. Ne vom întâlni pe datele de 3 iulie, 31 iulie și 14 august. Totul se va desfășura online, pe Zoom. Sunteți invitați cu toată iubirea să cunoașteți această lume angelică care este absolut fascinantă. Vă spun că o să vă îndrăgostiți de această energie angelică și o să puteți să deveniți împreună cu ei cei mai buni prieteni. Mă găsiți pe pagina Mesaje din Lumină și acolo găsiți toate detaliile. Totul se va desfășura online pe Zoom. Vom înregistra toate aceste întâlniri. Întâlnirile vor avea loc de la ora 10 până la ora 6 seara sau chiar poate un pic mai târziu în funcție de cerințele celor care vor participa. Vom face anumite meditații împreună cu îngerii, vom primi daruri de la ei. Îngerii întotdeauna vin cu daruri, arhanghelii de asemenea. Iar ultima zi, data de 14, va fi consacrată în Fecioare Maria și energiei Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și vom primi de asemenea darurile lor. Vom lucra cu îngerii și cu arhanghelii pentru a-i descoperi, pentru a vedea fiecare arhanghel cu ce ne poate ajuta și vom descoperi în cadrul acestui program și anumite frici, anumite credințe limitative pe care le avem, astfel încât să le putem curăța și de acum încolo să ne dăm la o parte din calea lor, astfel încât acele minuni, acele miracole pe care noi le considerăm cumva că le merităm doar din când în când, să vedem că sunt de fapt un lucru obișnuit. Noi am uitat că viața pe pământ este un dar, am uitat că este un miracol și vreau cumva să le readuc aminte acestor oameni care vor să participe în acest program că da, viața pe pământ este un miracol și să ne bucurăm de el. Invitând la fiecare pas pe care îl facem îngerii și arhanghelii să ne ajute. O ultimă întrebare am la tine și am să te rog să-mi răspunzi foarte pe scurt. Când vrei să accesezi îngerii, cum procedezi? Cum vorbești? Ca și cum ai vorbit cu un om, Gina. Ei sunt pur și simplu lângă noi. Dacă am putea să-i vedem, să știți că i-ați putea vedea, v-ați dat seama că sunt lângă noi. Ce este cel mai important este intenția, Gina. Că vorbești cu cuvinte, că îi scrii o scrisoare, că vorbești în gândul tău. Absolut oricum, ei te aud și te ajută. Nu este nimic complicat, poți să le faci pur și simplu o scrisoare. Dragul meu înger păzitor, drag arhanghel Mihail, Maica Domnului, poate că nu vrei să le vorbești prin cuvinte, poate că vrei pur și simplu să stai într-o stare interioară și să-i adresezi acea rugăciune, acea rugăminte. Și lansează, poți să pui într-un bol de lumină și o vezi cum o lansezi înspre cer, acea bilă de lumină. Poți să-i faci o scrisoare, poți să vorbești cu cuvintele tale. Ceea ce sfătuiesc eu întotdeauna oamenii este să vorbească cu cuvintele lor, cu ceea ce li se pare lor firesc, ca și cum acea ființă de lumină este deja acolo cu tine, este prezentă lângă tine și te ascultă. Ana, îți mulțumesc cu recunoștință pentru această emisiune minunată. Îți spun de pe acum la mulți ani de ziua ta. Eu îți mulțumesc, Gina, și eu îți urez să ai o zi magică și binecuvântată și să te bucuri de acest dar extraordinar. Mulțumesc la asemenea și ție și tuturor telespectatorilor noștri. Le dorim să aibă zile frumoase, pline de lumină, de iubire și de pace, mai ales de pace. Și să reamintesc că această emisiune este făcută în numele Sfintei Treimi și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne îngăduie să o facem. Vă doresc să aveți parte de weekend minunat, să trăiți în pace și armonie și îți mulțumesc încă o dată, Ana, și aștept să ne revedem cu drag. Tuturor vă spunem... Toate... Te rog!
Toată iubirea, vă binecuvântez cu iubire, pentru că asta este unul dintre lucrurile care m-a învățat Maica Domnului și m-a rugat să binecuvântez toți oamenii cu iubire, pentru că iubirea este cea care deschide inima. Amin, așa este, așa să fie, s-a împlinit. Vă dorim la revedere, vă dorim weekend minunat și să fim sănătoși.